între Matthew Selch și Tepcheo Noh de la Openul Internațional, meci disputat în China așadar. Matthew Selch cu prima sa șansă în acest meci, o lovitură de distanță fenomenală, cu poziționare perfectă la pila albastră. Se prea poate să avem un meci echilibrat din toate punctele de vedere, deoarece sunt jucători extrem de apropiați în clasament, iar din punct de vedere al palmaresului au realizări asemănătoare, rezultate bune de-a lungul timpului. Matthew Selt, un jucător foarte lent, nu prea depășește sau nu prea reușește să scadă sub o medie de 20 secunde pe lovitură, destul de modest Matthew Selt din acest punct de vedere. Tepcheo Noh încearcă să caute lovitură de siguranță bună. Greșește aici. Se joacă cel mai bun din 11 cu pauză după primele 4 jocuri, bineînțeles. Primul la 6. Matthew Selt cu a doua sa șansă. Nu știu dacă poate să câștige meciul în minimum de jocuri sau într-un scor confortabil, dar dacă va reuși să acceseze acel snooker redutabil de care poate fi capabil, ei bine, are toate șansele să facă o partidă senzațională. Să vedem totuși ce se va întâmpla.
Matrix 8.
scurt.